Doi soți care s-au întors duminică din Italia s-au prezentat la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Vulcan, iar informația a fost catalogată imediat drept una de panică. Asta pentru că oamenii au cerut să fie testați pentru a fi în siguranță. Epidemia de coronavirus a încins rețelele de socializare, iar cei doi soți care au venit din Italia au vrut să se asigure că nu au probleme de sănătate. Potrivit directorului Cătălin Popa, medic la spitalul din Vulcan, ambii soți au fost testați și nici măcar nu sunt suspecți de gripă obișnuită. Medicul spune că cei doi, considerați inițial suspecți, au venit dintr-o provincie, alta decât cele 11 localități care sunt acum în carantină în Italia, în cele două provincii, dar pentru a fi totul în regulă, au fost supuși unor teste rapide. Rezultatele imediate au fost negative. Un alt pacient a fost suspect și la Deva. O femeie a fost atunci trimisă la Timișoara, iar testele au infirmat diagnosticul. Toate privirile sunt acum ațintite pe autocarele care vin din Italia după ce acolo a izbucnit o epidemie de coronavirus.